Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. În mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Emilia Istrate, Pavel, Petru Achim, Ghiță Ghiță, George Ombre, sunteți mulți. Vă îmbrățișez cu drag a voastră Pandele Laura și se pare că începe comunitatea noastră de telespectatori să crească în număr destul de bine pe TikTok. Nu știu sigur dacă în seara asta voi putea să intru live pe TikTok și să discutăm și să ne spunem părerile pro și contra de bun simț. Așa că fiți cu ochii pe TikTok, s-ar putea. De fel, după 10 jumătate, voi intra pe TikTok. Nu vă promit, dar stați cu ochii pe TikTok. Ce am văzut în astea două zile în care eu nu am făcut vlog, dragii mei telespectatori? Vedem că se aduce în discuție date-ul lui Radu și a Cristinei. Din punctul meu de vedere, v-am spus și pe live că ei sunt un cuplu de complezență, doar pentru emisiune, au venit chitiți că, vezi, doamne, nu le-a căzut bine acest date, ca a doua zi să vedem că totul s-a transformat într-o împăcare și că a fost, părerea mea, un teatru de cea mai proastă speță. Pentru că Radu tot timpul spunea, toți erau alarmați că plânge Cristina. Măi, Cristina, tu plângi cam mult și foarte, ești o foarte bună actriță, măi, Cristina, după părerea mea. Deci ce am văzut eu la voi a fost un teatru ca să fiți pe materiale. Așa că, dragii mei telespectatori, vă aștept părerile voastre dacă ați crezut între cearta și neplăcerile Cristinei față de Radu. Fapt că Radu, toți erau alarmați, pe el durea în cot. La modul, îmi trebuie decât 10 minute să vorbesc cu ea și totul se rezolvă de la sine. Logic că ei s-au vorbit, te spui că nu ți-a plăcut, că ai fost nemulțumită, să fim controversați și să se dezbată acest subiect. Ați reușit cu brio. Se pare că ați reușit cu brio, dar Cristinica rușinică, mă, Cristinica, mă, la vârsta asta să fie așa bună actriță și să plângi așa cu foc, părerea mea că n-ați făcut altceva decât ne-ați arătat cât de falși sunteți. Și privirile, mă, privirile vă trădează. Ochii. Se vede cu ochiul liber că Radu nu simte nimic pentru tine decât ca pentru o prietenă. Atât. Restul, și nici tu. Tu vrei să-i induci mai multe, măi, Cristina, dar se vede. Se vede, dragii mei telespectatori, uitați-vă la Cristina, că repeta nu știu câta oară când îl vede pe Marinel. Acolo se vede plăcere, nu la Radu. La Radu, hai că trebuie să ne jucăm rolul, ceva de genul. Asta este părerea mea despre acest cuplu și nu mai vreau să acaparez vlogul cu teatrul ăsta de 2 lei. Vă aștept părerile dumneavoastră să vi le spuneți exact. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem că Nona și cu Patrick, un cuplu adevărat, de ce vă spun? Pentru că s-a văzut destul de clar, Nona a fost foarte afectată când Patrick s-a oferit să-i facă micul dejun Patriciei, ea ulterior înțelegând de ce Patrick vrea să facă lucrul ăsta, logic, ca să o vadă pe ea. Și nu-l interesează. Fapt că el a spus că nici nu vrea să fie asociat cu astfel de femeie cum este Patricia. Și s-a văzut destul de clar că este îngrețoșat, că nu o mai suportă, pentru că i-a văzut caracterul acestei puștoaice de 19 ani. Ce a mai văzut față de Radu și Cristina? În momentul când Nona a fost în camera roșie cu Ionuț, Patrick deja era schimbat la față, deja era vânăt, deja era plin de draci. De ce? Că iubește, că îi place. În schimb, Radu, când a văzut-o pe Cristina cu Marinel în camera roșie, ce vedem? Vedem că vrea să mimeze o supărare, un deranj, dar se vede, Radu, nu ești bun de actor. Nu ești bun de actor.
Ionuț cu Marinel, cum sunt ei, glumeți, bravo vouă, mă, de sunteți savuroși. Au făcut acest joc provocări să cheme fetele din cuplu și se pare că ne-ați amuzat foarte tare și aveți carismă, mă, bravo vouă. Și am văzut exact un bărbat îndrăgostit, Patrick, cum a fost deranjat, și un bărbat care este de complezență cu partenera și nu simte mai nimic. Asta este părerea mea, așa că vă aștept și părerile dumneavoastră referitor la această speță. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? O vedem pe Bianca, că stă de vorbă cu Patricia la masă și vă dau cuvântul meu de onoare că am văzut două frustrate, două femei frustrate, care sunt deranjate de fericirea nonei. În mod special, Bianca, după părerea mea, este genul de femeie care nu suportă să vadă o femeie mai fericită ca ea. Să ne aducem aminte de fața Biancăi când Nicolas i-a adus brățara Kingăi. Iar acum ea vede cu ochiul liber și am văzut noi, telespectatorii, că se transmit prin ecran sentimentele lor, vede că Patrick o iubește foarte mult pe Nona și că o respectă și că îi dă valoare, iar Nona la fel. Și ăsta este deranjul ei cel mai mare și ce m-a frapat cel mai tare la această Bianca vicleană de felul ei și foarte, foarte șireată, că îl apostrofează pe Radu să fie sincer și să spună exact ceea ce simte pentru Cristina. Păi tu ai fost sinceră, Bianca, vreodată? Ai fost sinceră? Măi, cum aveți tu pe ăsta, mă, să cereți de la alții ceea ce voi n-ați făcut niciodată? Păi tu ai fost sinceră în relații sau acum tu ești sinceră în relație cu Alexandru? Ferească Dumnezeu, cât tupeu ai, măi, biencuța! Dragii mei telespectatori, dați-vă și dumneavoastră cu părerea la acest subiect. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem că Robert iar începe să îl acuze pe Ionuț că i-a înjurat în vestiar, i-a înjurat susținătorii românași. Pe cine a înjurat? Da, Ionuț, un băiat asumat, cum ne-a învățat de două sezoane, spune, da, românașii tăi. De ce te-ai deranjat? Că ți l-a înjurat pe Dan Andrei? Că ți l-a înjurat pe Ferichiș și conturile alea false? Că s-a văzut destul de clar cine te susține. Și s-a văzut destul de clar că tu dai informații. Iar faptul că spuneți, mi s-a luat telefonul și mi s-a verificat. Păi, doar două telefoane sunt pe lumea asta. Nu e logic că telefonul pe care îl aveți să țineți legătură cu acest Dan Andrei nu este nici măcar în hotel. Ce facem? Ținem mortul după noi? Păi, n-am vrut eu să fiu. Dar dacă mă provocați, vi le spun și pe față. Și apropo, dragii mei telespectatori, mi s-au adus anumite acuzații că mi s-au trimis niște mesaje și că eu n-am răspuns sau că nu le-am văzut. Nu există așa ceva. M-am uitat încă o dată. Nu există. Nu există așa ceva. Ca să vedeți cât de mult poate să mintă. Voi, dumneavoastră, sunteți martori reali, toți care mi-ați scris, într-o zi, două, maxim, v-am răspuns și că era de bine și că era de rău. Dar nu există. Așa că rușinică, rușinică că n-ai făcut altceva decât te-ai făcut de tot râsul. Ce vă rog eu pe dumneavoastră ca să înțelegeți ceea ce face acest Robert? Dacă vă aduceți aminte, în primul sezon era răposatul care l-a acuzat pe Ionuț că este actoraș și că se plimbă de la o emisiune la alta în condițiile în care și el acum vrea să se plimbe de la o emisiune la alta, dar nu știu dacă va fi primit. Toți susținătorii îl făceau pe Ionuț actoraș. Acest Robert, că m-am uitat zilele astea, mi-a apărut așa pe YouTube și am dat de curiozitate, veți vedea că din prima săptămână el vine chitit pe Ionuț și îl acuză că el n-are ce să caute în emisiunea asta pentru că are iubit afară.
Ce fac susținătorii lui Robert? Același lucru îl acuză pe Ionuț, în condițiile în care noi știm că Ionuț nu a vrut să vină și că a spus: nu cred că am să reușesc. Ce face Dan Andrei? Îl denigrează și scoate în evidență că Ionuț este fals și că o iubește pe Larisa. Deci, Robert, părerea mea, că a venit cu temele făcute de acasă și este susținut de conturile false pe care le-am avut și în sezonul 1 și de același Dan Andrei pe care l-am avut în sezonul 1. Acum, întrebarea mea către dumneavoastră: de unde știa Dan Andrei de cearta din vestiar de acum 12 zile? Și el și conturile lui Robert false. De unde știa? Dați-mi dumneavoastră exemplu sau un argument. Am înțeles de la prietenul, că așa mi s-a spus de răposat, că poate spui la un prieten. Păi de fiecare dată tu spui la câte un prieten? Ca să vedeți că nu-l duce creierașul și el crede că m-a îngropat pe mine. Nu! Din contră, te-am lăsat să vadă toată lumea cât de mult aberezi și că niciodată nu ai vrut să-ți asumi greșelile și niciodată n-ai recunoscut ceea ce face și Robert acum. Robert niciodată nu recunoaște că a greșit, nu recunoaște că dă informații din casă. Toate informațiile pe care le are Dan Andrei sunt reale, exact din casă și exact ceea ce face Robert. Nici de cum ce fac ceilalți telespectatori. Dragii mei telespectatori, vă rog frumos, ca să vedeți că nu îi duce mintea, au spus că eu îl urmăresc pe Dan Andrei cu conturi false. Eu nu fac conturi false. Mă respect atât de mult încât nu vrei să-ți văd lucrarea, e problema ta, strict problema ta, nu ești important pentru mine. Sunt foarte mulți telespectatori care orice postează, auzind că eu nu mai pot să văd, orice postează Dan Andrei, dar văd că nu vă duce capul, îmi trimit mie. Dragii mei telespectatori, vreau să știu și eu de la dumneavoastră, dacă vă mai aduceți aminte sau poate aveți dovezi, este adevărat că Dan Andrei a postat acum 12 zile poză de la date-ul nonei cu Patrick? Că mie nu mi s-a trimis această postare, dacă a existat. Chiar vă rog frumos să faceți un refresh la minte și să vedeți dacă acest Dan Andrei a postat despre Patrick și nona acum 12 zile și a arătat și poză de la date. Tare sunt curioasă dacă este adevărat și dacă mai aveți, vă rog frumos să-mi trimiteți și mie acea poză cu data. Că așa putem să luăm de acum. Cu data care a fost postată, deci acum 12 zile. Așa că, dragii mei telespectatori, cam ăsta este Robert și acum ce vedem? Vedem că vrea să o ia pe Mihaela, a luat-o pe Mihaela în camera roșie și începe să-i spună să se ferească de Bianca și să se ferească de toți băieții pentru că vor să o elimine. În condițiile în care acest Robert nu vrea să se apropie de Mihaela sub nicio formă pentru că lui nu-i plac fetele, dar simte un pericol dacă Mihaela este eliminată, îi mai pleacă un aliat din casă. Și atunci, ce trebuie să facă? Pentru că el asta a făcut de când a intrat în emisiune. Dați emisiunea de la început și veți vedea că noi poate atunci sigur, n-am băgat de seamă, am zis că este un concurent de bun simț, educat, dar să vedeți, acum veți vedea cu alți ochi dacă vă uitați de la intrarea lui Robert în casă, de la prima săptămână, ce subiecte abordează și ceea ce face Robert. Și acum el o instigă oarecum pe Mihaela și vezi, Doamne, o pune în gardă că o apără el. Un pervers și jumătate. Un pervers și jumătate în condițiile în care el, cum a spus și Ionuț, Mihaela, că intră pe live-ul ei, o face frumoasă, bună, ce o laudă el acolo și în casă nu știe cum să fugă de Mihaela. Dar când are nevoie, fapt că Mihaela i-a spus de atâtea ori mi-am pus casa în cap apărându-l pe Robert, iar Robert spune: pe mine? Niciodată. Când m-ai apărat tu pe mine? Ca să vedeți cât de paranoic e, că orice faci lucruri bune la adresa acestui om, el le ia ca pe un atac și niciodată nu recunoaște. El, tot ceea ce face el este
Bun, perfect și de bun augur, în schimb ceilalți toți vor să-l atace în condițiile în care el atacă. Ce spune acest mojic Robert de 33 de ani că a înregistrat discuția din vestiar? Ionuț nu l-a interesat, a zis, da, care e problema, am zis-o. Dar ca să vedeți cât de fals e, văzând că a gafat-o și că s-a dat de gol, automat schimbă placa, păi nu, că am vrut să-ți văd reacția. Măi ne lași, măi ne lași, păi și atunci, Dan Andrei, tu oricum filmezi și faci poze pe furiș, ca să ce? Ca să posteze Dan Andrei, măi! Așa că lasă-o, Doamne iartă-mă, că ieri, aseară, am văzut cu toții care ți este planul. Așa că, doamna Andreea, doamna Lumința, luați măsuri drastice. Deja sunt concurenții disperați, nu mai au putere. Fapt că aseară am văzut pe internet că sunt fanpage-uri și grupurile lui Ionuț care roagă să nu mai fie votat Ionuț, să se pună stop vot, că vrea să fie eliminat. Patrick și cu Nona mai mult ca sigur și cu Marinel. În momentul când va pleca Ionuț din casă și va rămâne acest paranoic, nu faceți altceva decât să îi dați apă la moară și să-i toace psihic pe toți. Mă uitam la toți concurenții și uitați-vă la toate emisiunile. Niciun concurent nu-l mai suportă, nu mai vrea să-l bage în seamă, dar el stărâie și comentează la orice discuție. Uitați-vă, în momentul când se arată date-ul sau e ceva pe conexiune și trebuie toți mai râd, mai glumesc, mai să ciondănesc. El nu. Este semafor. Să prindă tot. Oare cine făcea aceste lucruri? Pentru că Robert are temele făcute de acasă. Fii atent la orice mișcare ca să poți să-i ataci pe toți. Să nu pierzi nimic. Cam asta. Fapt că se uită și la emisiune, când se difuzează, să vadă ce a omis. Să poată să vină să îi atace. El nu are nicio treabă cu fetele. El nu vrea să cunoască nicio fată și nu va cunoaște. Nu mă credeți acum, dar veți vedea pe viitor. Exact ceea ce face Bianca. Ea este cuplu cu Alexandru, dar uitați-vă că ea pe conexiune, orice subiect, deci ea și Robert, orice conexiune se face cine discută. Bianca și Robert. Dar Bianca are cuplu. Ce ar trebui să facă Bianca? Nu să stea să vorbească, că a avut dreptate Radu, cu Alexandru pe conexiune și cum prinde ocazia, dar nu. Ea trebuie să atace pe toți subtil cu zâmbetul pe buze. Vezi, doamne, ea face materiale. Uitați-vă la Emma, la Emma și la Laurențiu. Emma este topită. Este topită în... Este o altă persoană, ca să vedeți ce face dragostea din om. Emma mai râdea, mai vorbea, mai spunea o glumă. Nu mai. Emma îl soarbe pe Laurențiu. Mă uitam în camera roșie, Emma se uita pe buzele lui Laurențiu, doar o pupau. Laurențiu, fii un pic mai bărbat, mai tupeist, că și ție îți place Emma. Arătați-ne, măi, dragoste. Mă uit la Nona și la Patrick, nu interesează care sunt subiectele în casă, pe ei interesează decât cuplul lor și atât. Asta fac oamenii îndrăgostiți, oamenii care se iubesc. Pe când ăștia alți cămimează iubirea, au timp și să vadă ce se întâmplă în curtea vecinului. Așa că, dragii mei telespectatori, uitați-vă. Și fapt că Nona a intrat pe live-ul meu când Denis, prietenul meu de 3 ani de zile, noi ne tachinăm de foarte mult timp, de când a început emisiunea, el tot timpul este gică contra. Până la un punct. Fapt că, să vă povestesc așa un pic ca să înțelegeți ce se întâmplă cu Denis și cu mine.
Când era Larisa cu Ionuț, vă aduceți aminte că eu am spus iubire ca a lor, mai grav, dar nu mai rar, dar nu vor fi împreună, se iubesc cu adevărat, transmit, trec de ecran. Bineînțeles că el îmi scria: Doamna Laura, nu este iubire, nu se, e teatru, e circ, e actoraș, e... Îl făcea cum îi venea lui la gură. Eu l-am lăsat. Și am zis: bine, o fi ca tine. Hai să vedem. Între timp, el a constatat că s-a văzut acum. Deci și afară se comportă exact ca în casă. Ei simt sentimente, dar nu pot trece peste anumite probleme din viețile lor. Când a văzut că Ionuț cu adevărat o iubește pe Larisa și pe Bianca, bineînțeles că mi-a spus: da, doamna Laura, ăștia chiar se iubesc. Cam ăsta este Denis și toată lumea, fapt că sunt acuzată că manipulez. Nu manipulez pe nimeni. Eu îmi spun părerile și la un moment dat, chiar dacă sunt apostrofată prima dată, chiar dacă nu sunt crezută, pe parcurs, în funcție de ce vedeți la concurenți, îmi dați mie dreptate. Cam asta s-a întâmplat și pe live. Denis ține cu Patricia și eu cu Nona. Pentru că eu la Nona văd iubire. Patricia nu văd decât o instigatoare, o piții care a venit să spargă cupluri și să fie doar controversate pentru faimă și să-și pună silicoane. Și bineînțeles că avem iar tachinări și dezbatem subiectul acesta. Și între timp intră Nona, care e o femeie asumată, și spune: nu este adevărat că m-am legat de Patrick, că el a fost favorit și că a luat cecul, am prea mulți bani. Bine, s-au contrat ei un pic, dar într-un final vreau să vă spun că Denis și-a cerut iertare chiar dacă simte că n-a avut dreptate, dar ăsta este un bărbat educat, chiar dacă simte că părerea lui este cea pe care a avut-o de la început, pentru că este bărbat și se respectă și a cerut scuze public față de Nona. Și ce m-a mai frapat foarte tare și încă o dată ne demonstrează că este iubirea adevărată, că a intrat și Patrick. Nu a intrat în direct, doar a scris în chat și a apărat dragostea și iubita. Îl ruga pe Denis ceva de genul să o lase că este iubita lui și că ei sunt consăteni fiind amândoi din Timișoara, ceva de genul. Așa că, dragii mei, asta trebuie să se întâmple între noi, telespectatorii. Nu toți suntem de acord și avem aceeași părere, dar pe parcurs și eu mă pot schimba. Dacă mâine, poi mâine văd la Nona ceva în neregulă sau la Patrick și să spun: nu mai îmi place. Fapt că cei care mă urmăriți știți destul de bine din puterea dragostei că eu l-am susținut foarte tare pe Marinescu. În momentul când s-a schimbat Marinescu, n-am mai ținut cu el. Aduceți-vă aminte că eu, prin vlogurile și live-urile mele, îi sugeram lui Marinescu că ar fi bine să se cupleze cu Maria, că îmi plăcea Maria atunci. Era vocală, era de bun simț. În momentul când am văzut cât de perversă era Maria, că vroia decât afirmare și că nu l-a plăcut fapt că ei nu sunt împreună nici afară, am schimbat placa. Asta se întâmplă, dar... Și repet, eu nu susțin pe nimeni, de asta nici nu vreau să apelez la vreun concurent și să-mi dea vreo informație sau să-mi facă un avantaj. Pentru că n-ar mai fi corect când greșește eu să-l taxez. Luați-o logic. Cam asta se întâmplă, dar mulți nu înțeleg și cred că ei au spus adevărul absolut. Nu, i-am lăsat pentru că sunt istorie și nu mai mă interesează și parcă spunea că eu îmi fac bani pe spatele lui. Văd că el acum aș face bani și vrea băgare în seamă. Așa că, dragii mei telespectatori, vă las pe dumneavoastră să constatați pe parcurs care cu mare dreptate. Și dați-mi și mie explicația asta de unde știe Dan Andrei doar de un concurent. Ce se întâmplă? Păi mă gândesc cum spune că e persoană din staff. Păi nu spunea de toți concurenții? Dar decât de unul? Ferească Dumnezeu, chiar avem ciungă în păr. Dragii mei telespectatori, vă las, vă doresc un weekend minunat tuturor și nu știu sigur dacă în seara asta voi
intra live pe TikTok. Oricum, Ionuț, putere maximă să poți să mai reziști cu astfel de om și mai multe vom vorbi pe live dacă intru în seara asta. Și felicitări, Nona și Patrick, că ați demonstrat lumii întregi că vă apărați iubirea. Bravo vouă! Bravo vouă! Iar Denis este prietenul meu de suflet. Vă rog frumos, încercați să înțelegeți cum stau lucrurile. Nu ne certăm, ba din contră, suntem prieteni, telespectatori, care de multe ori nu suntem pe aceeași undă. Nu ne place același concurent. Asta e. Dragii mei telespectatori, vă pup și vă doresc o zi minunată tuturor!